Un șofer în vârstă de 46 de ani din Hârlău a forțat mâna polițiștilor de la rutieră până a ajuns în arest în cursul zilei de miercuri 12 ianuarie. Bărbatul a fost prins de două ori în decursul a câtorva zile, circulând în trafic băut și cu permisul suspendat. Ba chiar mai mult a provocat un accident rutier și a rănit o persoană. În investigațiile efectuate până în prezent s-a constatat faptul că în noaptea de 30 spre 31 decembrie 2021 acesta a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe raza orașului având suspendat dreptul de a conduce și fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării sale cu aparatul alcool rezultând o valoare de 0,77 mg per litru alcool pur neaerul expirat. De asemenea, la data de 8 ianuarie, în timp ce conducea un autoturism pe raza orașului având suspendat dreptul de a conduce și fiind sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism Turism, în urma impactului rezultând rănirea unei persoane. În urma testării bărbatului cu aparatul alcool test a rezultat o valoare de 1,05 mg per litru alcool pur în expirat. Bărbatul va trebui să dea socoteală pentru faptele sale vineri 13 ianuarie când va ajunge în fața magistraților de la parchetul de pe lângă judecătoria Hârlău.